Mulțumim tare mult, bine ați venit la Fenomen Social, corul de copii și tineret, cor cu dor, dirijat de Teodora Iavorski. Mulțumim pentru colind! Bine v-am găsit și noi mulțumim pentru invitație. Trebuie să spun că în așteptarea lor aici și ascultându-i, am început să intru deja în atmosfera asta de sărbătoare și cred că cumva este ceea ce ne dorim cu toții, să avem sărbători liniștite, să avem sărbători fericite și să vedem din ce în ce mai mulți copii care, uite, păstrează tradițiile, vin să cânte și în lumea asta în care, nu știu, parcă la televizor și în social media vedem tot mai multe lucruri neplăcute, să vezi tineri care se întâlnesc și apoi vin să ne dea din bucuria lor, e ceva magic. Pentru că, Teodora, știi și tu că nu e ușor să ții copiii la un loc. Nu e ușor în lumea asta în care fiecare are ceva de făcut și parcă cumva să dai scroll acolo pe toate rețelele sociale e mai important decât să faci și altceva. E o activitate care aduce bucurie, dar în același timp destul de greu de făcut. Cu tine o să rămân în partea de discuții, să ne spui cum reușești să strângi copiii, ce faceți la repetiții, cât de important e pentru ei să fie într-un grup de copii asemenea lor, alături de care să se bucure și, uite, poate chiar să fie departe de tentațiile lumii moderne și să ne bucure pe noi, cei care îi privim și îi ascultăm. Așa că pe tine, Teodora, o să te iau la discuție un pic mai târziu. Acum vreau să-i cunosc pe cei care ne-au colindat astăzi. O să încep cu cei mici și apoi revin și la voi. Tu ești cea mai micuță astăzi. Cum te cheamă? Ania Caterina Iavorski și am 9 ani. Și de cât timp faci tu? Și de cât timp vii tu aici la cor? De mult timp sau de puțin timp? De mult timp. De mult timp și ești așa de mică și totuși vii de mult timp. Mi-a plăcut tare mult cum ai cântat și am auzit că o să mai cânți odată. Da. Așa-i? Un băiat. Da. Cum te cheamă? Albert, Angel Albert Andrei. Și tu ești de mult timp la cor? Nu, așa. Un an. Păi de un an e timp mult. Destul de îndelungat. Și îți place că ești aici numai cu fete? Mai sunt și alți băieți, dar... Da, din păcate la sopran nu prea sunt. Aha, el este sopran. Tu ești la sopran? La vocea de păi sopran. Uite, ai văzut cine ajută? Foarte, foarte frumos. Te bucur să colinzi alături de prietenii tăi. Ți-ai făcut prietenie aici la cor? Da. Da, ți-ai făcut, nu? Uneori. Uneori, da, ca în viață. Odată mai suntem mai prieteni, altădată mai puțin, nu? Bine e că, uite, faceți activitatea asta. Trec la colegele tale un pic mai mărișoare. Pe Victoria o știm deja că ea are și o trupă, am mai văzut-o, o cunoaștem, e prietena noastră deja a emisiunii. Da. Și te-aș întreba așa o întrebare mai grea, știi că eu sunt cu testele. Mereu îți dau teste și îți dau și astăzi test, Victoria. Ia zi-ne, ce înseamnă pentru tine să colinzi, să aduci bucurie așa oamenilor, să te duci să colinzi? În primul rând înseamnă o bucurie pentru mine, pentru că asta îmi place să fac, îmi place să cânt. Și cred că e bucuria dublă, pentru că mie cel mai mult îmi place să cânt colinde. Uh-huh. Și da, asta o consider, o bucurie. Asta ar trebui să fie o bucurie. Da, mai simți tu, întâi să-mi spui cum te cheamă? Eu sunt Denisa Andreea Barbu. Și mai simți așa că copiii din jurul tău, colegii tăi de școală, nu știu... Mai vor să meargă așa, uite, să cânte alături de alte persoane? În ziua de astăzi ne-am cam îndepărtat de tradiția noastră populară și e trist. Însă spiritul Crăciunului cred că se regăsește în fiecare dintre noi până la urmă. Foarte frumos mi-ai răspuns și îți mulțumesc tare mult pentru răspunsul ăsta, pentru că asta am simțit și eu,
că uite, ne cam îndepărtăm așa parcă de tradiții, dar uite că avem copii frumoși în continuare, cu o doamnă dirijoară care îi ține și îi vedem... Încă mai reușesc. Încă mai reușește. Hai să trec și la fetele mai mari, să văd dacă mă așez bine, ce mai, că sunteți mai mari decât mine, o să sar așa, să mă vedeți și pe mine. Și tu cred că ai și puțini ani, nu? Da. Câți ani 11. Ai? Ia uitați-vă, ia uitați-vă. Are 11 ani și eu am niște tocuri mari, să știți. Și trebuie să... Uh-huh. Cum, ești de mult timp în cor? De 2 ani, 2 ani jumate, cred. Și cum? Cum ți se pare la cor? Faci și lucrul ăsta pentru că e o pasiune a da. Ta? Sau, uite, pentru că ți-ai găsit prieteni aici și, care... Și că pentru mine am găsit prieteni și pentru că este o pasiune. Uh-huh. Dar simți, te simți bine să vii într-un grup cu copii care da. Fac același lucru cu tine, nu? Da. Pentru că câteodată la școală parcă copiii nu ne înțeleg, nu? Exact. Uh-huh. Sunt mai răi și... Exact. Mai puțin buni, ca mai să nu spunem... Sunt mai puțin buni. Nu, știi de ce te întreb? Că eu am mai avut copii aici la emisiune și copii în general cu care vorbesc și îmi spun că uite ce greu e la școală, dar Doamne ajută că avem activități comune. Tu cine ești? Eu sunt Ograru Sofia Elena și am 13 ani. Și tu de cât timp ești la cor? Cred că tot de aproximativ un an. Și cum e corul pentru tine? Este ca o eliberare a creierului și a sufletului, pentru că eu iubesc să cânt și pentru că se întâmplă de multe ori ca în momentul în care eu cânt să simt așa de parcă sunt în rai, sincer. Adică... Wow! Cum e, Teodora, să auzi că copiii tăi spun despre grupul pe care tu îl coordonezi, că se simt ca în rai? Doamne ajută! Nu întâmplător vă pun întrebările astea, pentru că mie îmi place la fenomen social să aduc oamenilor și soluții. Și sunt mulți oameni care mă întreabă ce să mai facem cu tinerii, că stau mult pe telefon, că nu se simt bine la școală. Și una dintre răspunsurile pe care le aud de la specialiștii care vin aici, la mine în emisiune, este că trebuie să îi îndreptăm pe copii către activități care le aduc bucurie și acolo unde se găsesc cu alți copii asemenea lor, cu care să înțeleg bine. Tu cum te simți la cor? Mă simt foarte bine, pentru că doamna Teodora ne învață foarte bine și o iubim și o îndrăgim foarte mult. Doamne, măi copii, ați vorbit așa frumos toți, încât, sincer, mă bucur tare, tare mult că, uite, mi-au timp să vorbesc cu fiecare dintre voi, pentru că ați răspuns foarte frumos și trebuie să le spun oamenilor de acasă că n-am făcut o repetiție înainte, ci așa vorbesc copiii ăștia, așa vorbesc ei. Mulțumim. Se pare că de obicei, nu mi-ai spus cum te cheamă. Fichiu Margareta. Mulțumesc, Margareta. Hai să vedem mai departe. Tu ești veterană la cor, așa-i? Da, fac cor din clasa 5, acum sunt anul 3 la facultate. Wow! Și pe Teo știu de mulți, mulți ani, deja am pierdut numărătoarea. Măi, deci mi se pare că din clasa 3 ai zis? A 5-a. A 5-a. Din clasa 3-a până în anul 3 de facultate, înseamnă că ceva te ține aici. Ce da. Te ține? Fix doamna Teodora. Deci Teodora cumva a reușit... S-a ținut de mine, da. A reușit să mă țină în cor, nu m-am lăsat datorită ei. Uh-huh. Nu te-ai lăsat datorită ei. Dar ce beneficii ai tu? Ce simți tu că ți-aduce bun? Este ceva ce nu fac în fiecare zi, uh-huh. Să cânt, mai ales cu colegii mei. Am dezvoltat niște relații de prietenie foarte strânse și... le apreciez foarte mult și probabil și asta mă ține, familia pe care o avem aici. Mi se pare extraordinar că, uite, vă simțiți ca o familie și cred că pe lângă faptul că vorbele-s vorbe, faptul că tu ești de atâția ani aici spune mai mult decât vorbele în sine, faptul că vă simțiți ca o familie. Hai să vedem mai departe. Tu cine ești? Ioana Maria. Și tu, Ioana Maria, cum te simți la cor cu dor? Este ca o eliberare din timpul pe care îl petrecem frecvent, ori la școală, ori pe stradă, unde sunt oameni care nu sunt neapărat pe linia noastră. Și atunci când venim la cor, găsim oameni care sunt și se simte foarte bine. E foarte interesant. Și uite, următoarea întrebare o să ți-o pun ție. Cum te numești? Ulian Sofia.
Sofia, tu ai venit că ți-ai dorit tu sau ți-au spus părinții, uite, ar fi bine să te duci la cor? Mi-am dorit eu, de când eram mică, mi-a plăcut foarte mult să cânt. E cineva de aici să ridice mâna care întâi au zis părinții, haideți la cor? Părinții tăi au fost foarte inspirați, Teodora, că uite, dacă nu ți-ar fi zis du-te la cor, n-ai fi reușit să faci performanța asta. Și cum? Câți ani ai? Am 12 ani. Și cum la 12 ani, de cât timp vii la cor? De 2 ani. Și cum la 10 ani îți vine așa ideea, vreau să mă duc la cor? Pentru că îmi place foarte mult să cânt. Îți place să cânti? Foarte mult. E bucurie. Și presupun că ți-ai găsit și aici, da, grupul potrivit. Spune-mi, în primul rând, cum te numești? Ruxandra. Ruxandra, pe tine ce te ține la cor cu dor? Și oamenii, în primul rând, și suntem ca o familie. Ne simțim ca acasă de fiecare dată când ajungem la repetiții. Și știu că aveți repetiții destul de multe. Da. Și aveți și concerte destul de multe. Da. Și ați cântat și cu trupe celebre și ați cântat și alături de artiștii cunoscuți național și internațional. Și asta, cred că și asta e un factor de motivație, așa-i? Da. Și pe următorii nu-i mai întreb de cor. Voi sunteți norocoșii care nu mai vorbesc de cor. Cred că vă întrebați, aoleu, a zis toată lumea tot ce avea de zis, ce mai zicem și noi acum? Și pe voi vă întreb ce vă doriți de la moșu. Cine știe, poate să îndeplinește? Cum te cheamă? Mă cheamă Maia Pantescu și eu, sincer, de la moșu îmi doresc bucurie. Îmi doresc să fie toată lumea fericită și nu doar din jurul meu. Și îmi doresc ca nimeni să nu simtă lipsa a nimic. Oh, ce frumos! Asta e spiritul ăsta pe care îl simțiți voi aici și pe care l-ați tot vorbit, dar pe care ne-ați făcut să-l și simțim. Și cred că tu ești ultima, așa-i? V-am vorbit cu toți. Pe tine cum te cheamă? Mă cheamă Cârcei Iulia Maria și am 9 ani. Doar 9 ani, da. Maria? Wow! Și ești nouă la cor? Sunt de câteva luni în cor. Și cum ți se pare? Hai că te întreb și pe tine de moș. Am zis că nu mai întreb de cor de acum. Îți place, nu? Mă simt bine când vin la cor și mă simt de parcă aș cânta nu pentru dezvoltarea vocii, ci pentru fericirea de a fi acolo. Și de la moșul ce îți dorești? Îmi doresc fericire și să iau note bune la școală. Foarte frumos. Deci, măi copii, pe mine m-ați lăsat așa cu gura căscată. Nu vreau să vă acoper pe niciunul dintre voi. Pentru că de multe ori atunci când întreb copiii ce-și doresc, ce vor, tot îmi spun fel de fel de lucruri, de telefoane, de pantofi de firmă, de asta cu pacea lumii și cu liniștea și cu bucuria. Mi-a fost mai rar să aud și cel puțin de la atâți copii în șir și știu că sunt vorbe adevărate, pentru că astea sunt demonstrate de anii pe care voi îi petreceți în acest grup și în această activitate. Că dacă nu era adevărat, probabil că nu stăteați 5 ani, 10 ani, nu știu câți ani sunt din clasa 5-a până în anul 3 de facultate. Deci cu siguranță asta e ce simțiți, fericire, bucurie și uite că voi de la moșu vă doriți ca și noi ceilalți să fim bucuroși și fericiți. Doamne ajută să facem. Eu știu că voi o să mai cântați și de-abia aștept să vă mai aud încă o dată. Acum o să rămân alături de tine, Teodora, să vorbim despre copii și despre această activitate. Sigur. Teodora, trebuie să spun că m-au impresionat tare, tare mult copiii. Îi cunosc de mult timp, te cunosc și pe tine de mult timp, dar sinceră să fiu tot surprinsă și plăcut, emoționată am fost, pentru că copiii sunt copii și nu poți să-i pregătești dinainte, să spui așa, să spui altceva, ei totuși tot ce-și doresc ei până la urmă spun, iar
că oricât am tras așa un pic de ei, să scot ceva de la ei, ei tot doar despre familie, bucurie, fericire, împlinire, cât de bine se simt în cor, cât de mult își doresc ca și noi ceilalți de sărbători să fim bucuroși și împliniți precum sunt ei, doar despre asta au vorbit. Și cred că asta e magia pe care o faci tu, la Cor cu Dor. Da, de fiecare dată, uite, mă uit la imaginile acestea și simt așa un nod în gât, recunosc. De fiecare dată le spun cât de important este tot ceea ce simțim și mai puțin părțile materiale. Da, sunt importante și acelea, dar cred că ei au înțeles foarte, foarte, foarte mult esența a ceea ce înseamnă trăirile pe care noi trebuie să le dăm mai departe către publicul nostru și noi între noi, astfel încât să funcționăm și să mergem frumos și, așa cum spune, cu toată dragostea și cu toată familia înainte. Este greu să-i ții acolo. Că e o lume în care sunt bombardați de toate, exact, bombardați de toate lucrurile astea care par interesante, da, care par la modă, vor să fie și ei acolo. Și atunci poate se gândesc mulți dintre ei, aoleu, iar să merg la repetiții, iar la concerte, cum o să fac, parcă aș vrea să stau întins pe canapea. Și cu toate astea, tu reușești să-i ții motivați. Și ce mi se pare mai important de atât este că faci exact ce spun psihologii, să facem cu copiii, să-i ținem acolo unde le este pasiunea, să-i ținem acolo unde sunt cu copiii asemenea lor, tocmai ca să nu cadă pradă, da, acestor capcane. Și cred că e greu. Da, este greu. Chiar mă gândeam zilele trecute, din păcate astăzi n-au putut să vină chiar toți, așa este în perioada aceasta, în afară de Elena, fetița care era fetiță. Care era cea mai mare în momentul de față aici. Așa, mai am copii din cei cu care am pornit la drum și încă vin, slavă lui Dumnezeu. Și chiar vorbeam zilele trecute cu ei, cum se schimbă generațiile și cum ni se pare că e din ce în ce mai greu să lucrăm cu ei, din ce în ce mai greu să-i facem să înțeleagă cât de important este, de fapt, cât de important este grupul, da? Și mai departe grupul de sănătos. Grupul acela sănătos. Și să-i facem să înțeleagă că tot ceea ce dăm, vom primi. E foarte greu. E foarte greu și cred că vine și de la părinți lucrul acesta și de la faptul că noi ca părinți suntem tot timpul pe fugă, tot timpul alergăm, tot timpul vrem, nu-i mai vedem. Asta e și durerea mea personală față de copiii mei de acasă și de Ania și de Nicolas. Când simți că ai copilul acela că trebuie să vină tot timpul și să-ți spună când vii acasă, când stăm împreună, când pur și simplu simți că îți smulge așa câte puțin din fiecare parte a corpului. E da. Dar uite că tu totuși te ții de lucrul ăsta și nu îi lași pe copii să se piardă în toată, da, amalgamul ăsta, tot amalgamul ăsta al lumii moderne. Când ai început cu corul? Anul acesta am împlinit 7 ani de când s-a înființat Cor cu Dor, dar cu ceilalți mari, din undeva din 2004, cred. Da, o, ai aproape 20 de ani de activitate, da, Teodora. De atunci și știm. Mai ai încă copii care vin. Da. Deci sunt copii, trecuți de 20 de ani, sunt adulți în toată regula, care încă vin la cor. Poate că e important de știut, poate că sunt și alții care și-ar dori, uite, ascultându-ne pe noi, văzându-i pe copii cum cântă, văzându-i în ce stare de spirit sunt și cum îi ajută grupul. Nu știu dacă tu mai ai loc la cor sau nu, dar ce îi sfătui pe cei care, uite, și-ar dori să fie și ei parte dintr-un grup ca acesta? Eu întotdeauna, chiar dacă nu am loc, le fac loc. Ceea ce îmi doresc eu de la
Moș Crăciun, ca să spun așa, și de la Dumnezeu. Îmi doresc puțină stabilitate în corp, pentru că fluctuația de copii este destul de mare. Cei noi care vin, multora dintre ei li se pare greu, renunță foarte ușor. Programul lor de la școli este destul de dificil și unii au renunțat sau cel puțin au luat o pauză pentru moment datorită programului de la școală. Ceea ce vreau să le spun tuturor este că indiferent unde vor merge, ei trebuie să meargă cu tot sufletul. Altfel, degeaba o fac. Am spus acum ceva ani, la un moment dat, am fost la un radio și am fost întrebată cam câți copii îmi doresc în cor. Și am zis că aș vrea să ajung la 100. Câți copii ai acum? Nici nu mai știu. Deja nu mai știu. Dar mai e loc de 100 sau nu mai e neapărat obiectivul tău? E, într-adevăr, e mult mai greu să lucrez cu mulți, dar, sinceră să fiu, dacă aș avea copii cum sunt cei mari sau cum au fost cei mari și cei mai cei medii, cum le spun eu, că avem mici, medii și mari, așa, cred că ar fi loc și de mai mult de 100. Wow. Ideea este cum vin ei și cu câtă deschidere. Și, într-adevăr, întrebarea pe care m-ai adresat-o unui copil înainte, cea cu dacă ai fost adusă de părinți sau ai ales tu, este o întrebare foarte bună. Din ce în ce mai mulți copii sunt scoși cumva cu forța din casă de către părinți care își dau seama că trebuie făcut ceva, doar că la mulți dintre ei e deja târziu. Este foarte târziu și când ajung în locuri de genul acesta, cum suntem noi, li se pare ciudat că ei vorbesc între ei, că se joacă. În pauze ei tot timpul se joacă tot felul de jocuri. Și aleg. Așa? Și stau pe telefoane. Iar eu am făcut o regulă în pauză, nici măcar în pauză nu mai stăm pe telefon. Vorbim între noi. Stăm între noi și am avut copii care au zis, nu, că eu nu pot să nu stau cu telefonul și nu mai vin. Vezi, deci exact sunt de copii care, din păcate, sunt exact despre ce vorbeam, despre pericolele astea ale lumii moderne și cum cu toți experții îi roagă pe părinți, uite, să-i ducă pe copii către activități de acest gen, tocmai pentru a nu rămâne acolo lipiți cu ochii de ecrane. Eu cred în continuare că, văzându-i pe copii, că cor cu dor poate să facă această magie. Deci dacă mai sunt locuri, Teodora, m-aș bucura să-i văd data următoare aici în platou, pentru că nu mai avem foarte multe minute. Aș vrea să vorbim și despre sărbătoare. Sigur. Să vorbim și despre ce înseamnă pentru voi Crăciunul. Ce le spui tu copiilor când mergeți la colindat? Uite, mergem, avem concert și acolo și acolo și acolo. Și cumva asta e parte dintr-o tradiție, parte din ceva frumos, nu neapărat că trebuie să facem asta, că așa, nu știu, că așa se face. În primul și în primul rând, că tot timpul le spun că sărbătoarea Crăciunului nu este despre Moș Crăciun, ci despre nașterea pruncului Iisus, pentru că ei trebuie să știe lucrul ăsta. Dar mereu le aduc aminte și atunci când cântă trebuie să aibă această imagine în gândurile lor și în sufletele lor. Și pe lângă aceste concerte pe care le avem, recunosc, asta e, dau puțin din casă, ne mai place să mergem să colindăm așa. Și anul, ad hoc, așa. Da. Și anul acesta ne-am mai propus să facem niște mici escapade. Păi e grupulețe, și pe la prieteni și am zis, uite, vă propun să mergem anul acesta într-o scară de bloc, pentru că eu mi-aduc aminte din facultate cât de fain era momentul în care mergeam la colindat cu colegii de facultate. Da. Și o luăm de sus până jos și cine ne deschide ușa și ne primește cu drag,
adică nu ne primește în casă, nu o să intrăm mulți în casă, ne acolo pe hol, blocului, le-am spus chestia asta ca ei să vadă de fapt ce înseamnă colindatul adevărat, în adevăratul sens al cuvântului, și foarte mulți au zis că vor merge și abia aștept să facem. Uite, asta e o formă de a păstra tradiția, de a înțelege ce înseamnă să mergi, să mergi la colindat. Da. Îți povestesc copiii, îți spun dacă ei țin tradiții, dacă tradițiile sunt importante pentru ei, dacă acest colindat înseamnă ceva pentru ei. Așa cum au spus și înainte fetele, Crăciunul înseamnă bucurie și lor le place să aducă bucurie în sufletele oamenilor și mulți dintre ei mai îmi fac poze cu diferite tipuri de mâncare pe care le fac specifice Crăciunului. Uite, acum am mers la colindat la prieteni sau la bunici, atât cât pot, fiecare individual. Deci, cumva, tradițiile le păstrează dincolo de cor, adică ceea ce pe mine mă bucură foarte mult. Păi asta e fix esența. Recunosc că și eu cu fetița și cu băiatul cel mare al meu mergem în bloc la noi la colindat în fiecare an. Foarte frumos. Vecinii știu deja. Vă așteaptă. Am zis că anul ăsta putem să încercăm să mergem și în blocurile de lângă. Ca să vedeți cum iese. Teodora, mai avem doar un minut. Spune-le repede, unde te găsesc oamenii dacă vor să vină la cor? Ne găsesc pe Facebook cu Cor cu Dor, pe Instagram. Au toate detaliile necesare acolo și trebuie doar să-și dorească și să... Și acum vă aștept din nou să colindați. O să ne colinde și Teodora și Cor cu Dor în minutele ce urmează, așa că rămâneți alături de noi. Chestnut roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by the choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is going to spy to see if reindeers really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 92. Although it's been said many times, many